seara noastră dedicată întâlnirii și dialogului, deschiderii, credinței, înțelegerii celuilalt, cuvântului și, nu în ultimul rând, seara dedicată și diferenței, pentru că această carte a lui Pierre Claverie, pe care o lansăm astă seară, mic tratat despre întâlnire și dialog, este și o carte despre diferență și o carte despre cum să facem să înțelegem diferența, mai mult chiar, să ne deschidem către ea. În așteptarea invitatului care să completeze lista celor care vor vorbi astă seară despre carte, domnul Teodor Baconschi, o să fac o foarte scurtă prezentare a celor aflați aici. Încep cu doamna Monica Broșteanu, nu întâmplător, ci pentru că este traducătoarea cărții și este cea care a propus editurii Humanitas acest volum, despre care, cu rușine recunosc, nu știam nimic, în pofida faptului că dacă în cartea în sine, în orice caz, destinul autorului Pierre Claverie e unul care trebuie cunoscut. Suntem de asemenea onorați să avem aici pe părintele Marius Taloș, este superiorul regional al iezuiților din România și cred că ne va vorbi ca un absolvent al școlii inimii, ca să-mi permit o metaforă, despre această carte în care e vorba mult și despre iubire, aceasta fiind deschiderea maximă pe care o putem practica în viața de zi cu zi. Și este alături de noi și domnul Mirel Bănică, a cărui carte despre fenomenul pelerinajelor în România contemporană, nevoia de miracol, este pentru mine, am și spus-o de dimineață într-un interviu RFI, una dintre cărțile cele mai bune ale anului trecut. Și cred că, dacă îmi dă voie să dezvălui foarte scurt ce am spus, are în gând să vorbească chiar despre întâlnirea cu un celălalt foarte diferit. Dinspre mine și dinspre editura Humanitas, câteva foarte puține cuvinte în jurul micului tratat despre întâlnire și dialog. E una dintre cărțile care vine să completeze o serie deja lungă, sunt, cred, adunate numai în ultimul an, peste 10 cărți care, într-un fel ori într-altul, intersectează zona religiei și nu doar zona religiei creștine. Este încă una dintre cărțile care vorbește despre nevoia de înțelegere, despre nevoia de a te deschide către celălalt, asumându-i diferențele și luându-l în toate câte sunt ale lui. Iată și domnul Baconschi, așa că mă întorc ca să termin prezentarea tuturor invitațiilor. Domnul Teodor Baconschi, licențiat în teologie, cu un doctorat în antropologie religioasă, a fost ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, autor al unei cărți splendide, Râsul Patriarhilor. E, cred, la rândul lui, una dintre vocile potrivite pentru cartea lui Pierre Claverie, mic tratat despre întâlnire și dialog. Trebuie să spun din capul locului că vorbim despre o carte care nu e o carte pe care să o citească doar cu interes, doar cei care fac lectură din zona teologie, religie, spiritualitate. Este o carte pentru oricine, pentru că este o carte de înțelepciune în felul ei. Nu a fost scrisă, nu a fost gândită în această formă pentru a fi publicată de autor. E rodul muncii celor care au lucrat pe manuscrisele lui, pe înregistrări ale predicilor, pe însemnări. Cartea apare la câțiva ani după asasinarea lui Pierre Claverie. El este unul dintre
martirii roșii, dacă e să ne amintim de o omilie care vorbește despre martiriul alb, martiriul violet și martiriul roșu. A murit, mașina lui a fost aruncată în aer, suntem în Algeria anului 96 și lucrul se întâmplă la nici două luni după ce 7 călugări trapiști fuseseră răpiți dintr-o mănăstire tot din Algeria. Am aici și vi-l recomand, profit că sunt în fața dumneavoastră, un film extraordinar, Des Hommes et des Dieux, care reface acea poveste. Cartea e așadar, pentru mine cel puțin, o carte de înțelepciune și o carte binevenită ca lectură pentru oricine, oricând. Și una dintre din cărțile pe care, dacă le ai în raft, le regăsești atunci când, să zicem, ai îndoieli sau ai temeri și așa și alte întâmplări. E o carte cumva înrudită cu alte două cărți. Am simțit că e aici cumva prezent într-un fel și Alain Finkielkraut cu Înțelepciunea dragostei, o carte care și ea pledează pentru deschidere și pentru acceptarea diferențelor și pentru a începe înțelegerea cu acest prim pas de acceptarea diferenței care e celălalt și, sigur, Levinas. Dacă voi mai găsi răgaz, poate adaug și alte câteva dintre impresiile mele de lectură. Până atunci aș vrea pe doamna Broșteanu să ne spună de ce această carte. Cred că ați tradus-o încă înainte de a ști că veți afla editura care să o publice. De ce acest exercițiu? Cartea am primit-o acum vreo 4 ani de la o prietenă din străinătate și mi-a căzut foarte bine pentru că țineam un curs la universitate, la un master despre creștinii în spațiul islamic. Masterul se cheamă Spațiul Islamic și aveam creștinii din spațiul islamic și dialogul islamo-creștin. Și mi-a căzut foarte bine pentru că cristaliza niște lucruri, erau niște lucruri mult mai bine spuse decât le puteam eu spune. Eu deja vorbeam dintr-o experiență pentru că am avut privilegiul să cunosc, nu pe Pierre Clavry, dar oameni ca el. Am petrecut câțiva ani în Libia, Irak și Siria, exact țările care sunt acum sursa musafirilor noștri nepoftiți. Și am cunoscut astfel de episcopi. Vreau să spun că cel de la Tripoli, Libia, își așteaptă o soartă similară. Tocmai a declarat că va fi penultimul care va pleca de acolo. Cât timp are un credincios, nu va pleca. Și are acum doar câteva credincioase infirmiere filipineze, care mai sunt comunitatea creștină de la Tripoli, foarte bogată și foarte variată, pe care am cunoscut-o eu în anii 80. Apoi, acesta este Giovanni Martinelli, este un italian născut acolo, care vorbește araba și cu aceeași deschidere față de islam. Dar cele mai frumoase lucruri despre acest dialog trăit l-am cunoscut tot la Tripoli, mai ales la micile surori ale lui Isus, Petite Sœur de Jésus, al lui Jean de Foucault, care au această vocație de a se insera într-un mediu în care biserica nu ajunge niciun fel și a deschide un dialog, a se împrieteni cu acei oameni, a le adopta obiceiurile, a le câștiga încrederea. Datorită lor, putea un european să intre în acel cartier vechi din Tripoli, unde și ele, când au mers prima dată, primeau în fiecare zi ouă și roșii, ploaia de ouă și de roșii peste ele. Și pe urmă, cartierul nu se mai putea dispensa de prezența lor, era locul de întâlnire a tuturor femeilor care făceau tot felul de clăci în casa lor. Era minunat. Și se realizase un dialog
la care eu am venit foarte târziu, când ele deja îmblânziseră cartierul și am descoperit ce bogăție poate să aibă o femeie musulmană, aproape analfabetă, ce bogăție spirituală, ce bogăție de umanitate poate să aibă. Aș fi fost mult mai săracă dacă nu aș fi cunoscut acele femei. La fel la Damasc, la fel la Bagdad. Și acolo, acum, de exemplu, este un episcop la Kirkuk, Iosef Tomamorcos, care este episcop caldean, dar era pe vremea când eram acolo la Bagdad. Și avea aceeași deschidere și publicul lui de universitate informală pentru predarea religiei, mă rog, el făcea dogmatică, dar erau foarte multe întrebări, am observat că se strecurau și musulmani. Nu făcea caz de asta, se făcea că nu-i vede, dar lăsa la vedere diverse cărți pe care ei le luau pe furiș, le citeau. Pentru că știți că în islam, dacă într-o țară islamică din asta, dacă treci la creștinism, rudele tale apropiate sunt obligate să te omoare. Se întâmplă câteodată asta chiar și în Europa. Deci, asta era contextul în care am primit cartea, m-a entuziasmat, am tradus-o și am dat-o la o editură mai mică, dar probabil că nu aveau finanțe să cumpere drepturile, nu știu ce a fost. Am lăsat-o vreo 2 ani, când am văzut că nu fac nimic, a venit evenimentul cu Charlie, cu atentatul, și am zis, iată, antidotul pentru atitudinile care vor ieși de aici. Și nu mă gândeam că poate să fie antidotul și pentru atitudinile mult mai rigide care acum abia se formează față de valul de refugiați, migranți, cum le spune fiecare, care vin tocmai din țările acestea pe care eu le iubesc foarte mult, dar care sunt atât de diferiți încât cu greu poți să le faci față dacă nu ești bine rădăcinat în Evanghelia trăită radical. Pentru că problema creștinismului din Europa este că, așa cum îmi spunea și domnul Bănică la un moment dat, că e ca un fel de magazin în care fiecare știa ce îi place. Până asta îmi place, o iau, asta nu îmi place, nu iau. Dacă nu este luat integral mesajul lui Iisus, nu funcționează, nu are șanse pe termen lung să câștige această luptă. Să cucerească pe cel diferit. Cum să-l cucerească? Să-i câștige respectul, să-i câștige prietenia și să învețe de la el. Asta este marea noutate a cărții lui Clavin. Nu numai noi avem de dat, ci avem de primit. Și până nu ne intră lucrul acesta în cap, nu putem, într-adevăr, să avem un dialog fructuos și posibil chiar. Eu m-aș opri aici pentru că sunt foarte curioasă ce vor spune colegii care prezintă cartea. Bună seara! Nu mi-ascund emoția de a lua cuvântul despre o personalitate a Ordinului Dominican în calitate de iezuit. Mi se pare că încep un banc. Un iezuit vorbea despre un dominican și spunea că însă sunt îndreptățit de o astfel de asociere datorită lui Pierre Clavry însuși, care în două rânduri vorbește despre niște iezuiți în această carte și la un moment dat spune că atunci când muezinul începea să strige de la înălțimea minaretului Allahu Akbar, Dumnezeu este mare, de 5 ori pe zi, și începea să înfierbânte mulțimile, să le provoace spre acțiune, spre răzvrătire, îi venea să strige de la înălțimea clopotniței, Dumnezeu este mic! Aș zice, acest mic, această micime a lui Dumnezeu, traversează de la un capăt la altul această carte, începând chiar cu titlul. Este o carte fără pretenții,
Și odată ce renunță la aceste pretenții, își permite două mari șanse de fructificat. Nu numai în dialogul cu arabii, nu numai în dialogul cu celălalt în mod abstract, dar cu celălalt de lângă tine. Cele două mari avantaje sunt apropierea și contactul. Micimea despre care vorbește Clavrei, citându-l pe acel iezuit, este de fapt micimea lui Dumnezeu făcut om și mai mult decât atât, făcut prunc. Nu voi vorbi mai multe despre această dimensiune, dar este de căpătâi. Dacă nu pornim de aici, ratăm întâlnirea cu acest tratat despre întâlnire și dialog. Eu am o mică obiecție vis-a-vis despre titlul postum atribuit acestei cărți, acestei scrieri. Cartea este, de fapt, însemnarea unui șir de predici sau a unei reculegeri. Această mică nuanță mi se pare că are o importanță fundamentală, covârșitoare, pentru că acolo unde litera ucide, Duhul poate să dea viață. Și vorbim despre cineva care a încercat să însuflețească comunitatea în mijlocul căreia s-a aflat, fie că era vorba despre creștini sau despre musulmani. Și a spune că profit de prezentarea acestei cărți pentru a mulțumi interlocutoarelor acestui episcop algerian de origini franceze. Pentru că dacă nu erau ele, nu am fi beneficiat nici noi astăzi de însemnările sale sub forma tratatului. Ce am fi fost noi astăzi dacă nu erau beghinele cărora le-a vorbit Meister Eckhart în urmă cu aproape 7 veacuri? Și atâtea alte surori care sunt profetice, nu doar prin ce spun, ci prin ceea ce ascultă. Și voi reveni asupra lor la sfârșit. Aș spune că această înșiruire de predici sau de exerciții spirituale sub forma unei reculegeri plănuite pe 8 zile, în stil clasic, se desfășoară în trei cercuri concentrice. Întâlnirile și dialogurile sunt propuse la început, from bird's eye view, de sus, ca și cum ar îmbrățișa două mari tipuri de societăți care trăiesc două mari feluri de geografie, atât urbană cât și spirituală. Este minunată acea compoziție a locului cu care debutează cartea și care ne descrie două feluri de a privi marile spații în Europa și respectiv în lumea arabă pe care a cunoscut-o autorul. Ne vorbește de o parte despre orașele radioconcentrice sub forma unor cochilii care își găsesc întotdeauna un centru, fie în moschee, fie într-o catedrală, dar într-un reper. Spune, acesta este avantajul, nu poți să te ascunzi, trebuie să fii ceea ce ești. Dar străzile unui astfel de oraș radioconcentric sunt înguste, sunt făcute pentru întâlnire, sunt făcute pentru dialog, dar spune el, nu fără ironie, nu sunt făcute pentru femei. Bărbații sunt cei care merg pe stradă, femeile rămân în casă. În contrapoziție, ne oferă o altă geografie, repet, deopotrivă urbană și spirituală, sub forma rețelelor de intersecții rectangulare cu care suntem obișnuite și pe care am revizitat-o venind spre librărie. Orașele occidentale, asemenea unor table de șah. Acolo unde întâlnirea este neprogramată, dar anonim. Pe lângă aceste spații mari, suntem introduși ulterior într-un spațiu mai intim, într-un spațiu încă public, dar în același timp personal și pe care autorul îl scoate în evidență sub forma unui divan. Suntem aici într-un loc care permite întâlnirea, într-un loc care permite dialogul. Un loc care permite
răgazul Taifasului. Spune, un astfel de loc ne-ar prinde nepregătiți pe noi în calitate de europeni sau de occidentali, cine știe, poate pe român un pic mai puțin, deoarece noi obișnuim să confundăm spațiul public cu spațiul privat și ținem predici atunci când suntem în cameră sau ne pierdem în detalii intimiste când suntem într-un spațiu public. Zice, omul arab nu cunoaște această nepotrivire și știe când e vorba de cele înalte, cele publice și știe când este vorba despre cele intime. Cum a spus foarte bine Monica Proșteanu înainte, această întâlnire pentru care pledează Pierre Clavry nu ar fi fost posibilă dacă autorul nu ar fi fost înrădăcinat în vestea cea bună. Spunea fericitul Vladimir Ghica că de multe ori spunem mai multe despre ceea ce dorim decât știm ceea ce vrem. Și Pierre Clavry a fost un om care a știut ce a vrut. A vrut să dea mărturie despre speranța care era în el, trăind într-o lume care nu cunoștea această bună vestire. Și a știut cum să o facă, chiar dacă a fost dispus să plătească până la sfârșit prețul neînțelegerii. De aceea, partea următoare a cărții este, dacă vreți, o recitire, o relectură a fericirilor. O relectură care pornește de la o mare surpriză. Fericirea zero, care nu este contabilizată de niciun evanghelist și astăzi sărbătorim în Biserica Catolică pe Apostolul Fericirilor, Sfântul Matei, dar Pierre Clavry identifică fericirea zero, fericiți sunt cei aceia în care se poate avea încredere. Fericiți cei credibili. Și spune, creștinii ar trebui să fim mai fericiți ca să fim mai credibili. Să fim mai fericiți în condiția concretă. Și mai cu curaj, mai dezinvolți în mărturia noastră. Reiau în corespondență cu această subliniere un permanent dialog cu înțelepciunea înconjurătoare, care îi devine un partener egal și care îl interpelează fără încetare. Atunci când vorbește mai abitir despre fericirea de a fi creștin, ne citează un exemplu din înțelepciunea africană, din mistica lui Thierry Nobocar, și care ne ilustrează din nou într-o secvență tripartită trei niveluri ale credinței. De la nivelul cel mai consistent, dar și cel mai rigid, al credinței solide, trecând spre nivelul credinței lichide, parcă ar fi dialogat peste ani cu Zygmunt Bauman, și ajungând în cele din urmă în credința subtilă asemenea unui abur, care reușește să numească transcendentul fără a folosi cuvinte deja bătătorite. Parcă este un ecou al lui Dietrich Bonhoeffer peste ani când spune, în zilele de astăzi trebuie să vorbești despre Dumnezeu cu cuvintele lumii pe care ea le poate înțelege. Și el reușește această performanță. Și aș spune că acesta constituie cel de-al doilea nivel al întâlnirii între grupuri constituite de oameni care cred în ceva. Așa cum domnul Mirel Bănic a subliniat înainte, dialogul devine mult mai dificil cu oamenii care nu mai au niciun crez. Și aici, în Europa, suntem din ce în ce mai vizați cu o astfel de eventualitate. Însă, surpriza, aș putea spune că vine la sfârșitul acestei cărți, atunci când sfaturile primite despre întâlnire și dialog se adresează oricărei comunități de oameni. Indiferent de religia ei, indiferent că este o familie sau o mănăstire,
primim niște sfaturi pe care le putem folosi în fiecare circunstanță a vieții noastre. De aceea îmi permit să închei cu singurul citat pe care vi l-am subliniat aici, pentru a scoate în evidență atât pertinența sfaturilor în sine, cât și, aș spune, românitatea acestei traduceri, care face ca textul citit să devină crocant, să aibă un miros de gust. Și ce omagiu mai frumos poate fi adus unui cuvânt întrupat decât o astfel de traducere. Citez. Iată un extras din regula de aur a unui ansamblu muzical aplicată la viața în comunitate. Ilustrează într-un mod umoristic cele spuse și ne invită să medităm. Primo. Cântați cu toții aceeași bucată împreună. Apoi, opriți-vă la fiecare semn de repetiție. 3. Dacă scoți o notă falsă, aruncă o privire furioasă către unul dintre parteneri. Nu e cazul. 4. Păstrează-ți întotdeauna la îndemână pupitrul cu note. Script amanent. 5. Acordează-ți cu grijă instrumentul înainte de a cânta. 6. Fă-ți timp să întorci paginile. 7. O notă justă într-un moment prost este o notă falsă. E o profeție. 8. Dacă toți ceilalți greșesc în afară de tine, ia-te după cei care greșesc. 9. Dacă un pasaj e dificil, încetinește. 10. O interpretare autentică se realizează atunci când nu mai rămâne nicio notă din original. 11. O notă falsă cântată cu autoritate este o interpretare. Mă bucur mult că ați subliniat și acest merit al cărții. E o carte care folosește din plin anecdota, istorioara, micile înțelepciuni. E un autor foarte cald, cu adevărat deschis. Aș vrea eu să adaug câteva citate, pentru că sunt de adevăratele însemnate și pe cartea pe care am citit-o, exact lucrurile despre care ați vorbit și poate că merită să auzim chiar vocea lui Clavării, cum va fi fost atunci când a ținut aceste predici. Fericirea zero. Fericiți cei care au crezut fără să fi văzut. Spun, fericiți aceia care au ajuns să fie subiect al încrederii cuiva. Încrederea este cheia vieții. Poți ucide pe cineva retrăgându-ți încrederea. Putem ucide pe cineva prin indiferență sau refuzându-i încrederea și îl putem readuce la viață, revenind la încrederea față de el. Și cu adevărat, acest capitol în care sunt luate toate fericirile, plus aceasta zero pe care și-a ales-o autorul, e unul dintre cele mai frumoase din carte. La fericiți cei săraci în duh, mi-am subliniat, amintiți-vă ce am spus despre măști și că nu trebuie să le smulgem prea repede, nu știm ce ascund sau apără, nici de ce sunt necesare. E cu adevărat un scriitor, aș spune. Mizează mult pe narativ, mizează mult pe metaforă. Sunt câteva metafore care se tot repetă, prima fiind aceea a Carapacei. Vorbește despre Carapacea colonială. S-a născut în Algeria, dar n-a știut nimic despre jur împrejur. A redescoperit ce e cu această țară și ce înseamnă să fii o biserică minusculă într-un ocean musulman, cred că sunt chiar cuvintele lui, abia după ce plecată în Franța ca să facă studii, atenție, de matematică, fizică și chimie, parcă, deci cele mai exacte dintre științele exacte, virează înspre teologie și asumă un cu totul alt destin, devine episcop teoran
Și cred că la rândul lui și-a spus că dacă e să trebuiască să plece, va fi ultimul care să plece de acolo. Mai departe, domnule Baconschi, că dumneavoastră v-aș ruga să ne completați seara. Vă mulțumesc. Discutabil, această traducere din Pierre lui este pică la țanc, pentru că și societatea noastră, alături de restul societăților europene, se află în plină frământare, apropo de raportul dintre creștinism și islam. O temă până acum abstractă și monopolizată de specialiștii din diverse discipline teologice devine o temă politică, civică, coboară în arena, se suie pe Facebook, creează confuzii de valori, percepții eronate, tot felul de distorsiuni și tot felul de focare îngrijorătoare, fie de fanatism sau de opacitate, pur și simplu, de opacitate spirituală. Prin urmare, cred că nu e o carte, într-adevăr, cu atât mai mult, dat fiind contextul, tema predominantă în actualitatea imediată, e o carte care ar putea servi drept manual, ideal și practic, totodată, de apropiere, de, mă rog, de-dramatizare acestei psihodrame politice a refugiaților din Orient. Prin urmare, vă recomand, așa cum am făcut-o și în revista 22, și sper ca nu doar cei de față, ci poate și cei care se vor uita la această discuție pe YouTube sau vor ajunge. Vor ajunge să o citească și se vor îmbogăți fără îndoială. Pe de altă parte, vă vorbesc și ca om care intelectualmente s-a lăsat cu foarte mare ușurință și fără niciun regret sedus de magia, mitologia, fascinația Orientului. Ca diplomat am avut oportunitatea de a străbate toate aceste țări, toate țările din arcul sudic și estic al Mării Mediterane și am, fără să am ocazia de a mă stabili sau de a trăi o experiență mai complexă care te ajută să aproape să prinzi rădăcini în astfel de țări, recunosc că am fost foarte mult atras de ce au produs ele din punct de vedere civilizațional și aici includem toate expresiile culturii și ale spiritualității. Ori trebuie să recunoaștem un lucru, există trei monoteisme. Un monoteism este cel originar, este etnocentric, îl rezervă pe Dumnezeul unic unui singur popor, considerat poporul ales, și se oprește cumva acolo. Dacă n-ar fi să includem nașterea lui Hristos în însăși devenirea poporului ales, pentru că trebuie inclusă, nu? Într-un fel sau altul. Celelalte două monoteisme, cele ulterioare, cel creștin și respectiv cel legat de profetul Mahomet, se ciondănesc de când a apărut al doilea, de când a apărut concurența pe ideea de monoteism cu vocație universalistă. Pentru că ambele religii își propun să cucerească spiritual toată lumea. Și atunci, probabil că având același obiectiv, dar instrumente și un fundal teologic foarte diferite, au ajuns, nu doar din vulgare motive geopolitice sau economice, în coliziune. Și coliziunea aceasta, trebuie să recunoaștem, durează cam de la 610, încoace într-o formă sau alta, cu excepția notabilă și mirifică a califatului de Cordoba, unde de bine de rău, pentru o anumită perioadă, toate cele trei monoteisme și comunitățile care le reprezentau au reușit să dialogueze, să se fertilizeze cumva reciproc și să trăiască într-o pășnicie exemplară și nemai văzută de atunci încoace. Ce mă preocupă, dincolo de... evident, nu sunt un expert în islam, am o reprezentare așa destul de superficial, îmi dau seama, n-am pătruns. Bine, am citit pe Henri Corbin și alți titani ai exegezei
islamice, dar asta nu a făcut din mine un islamolog. Însă ce constat este că numai cine își asumă precum Pierre Clavrie acest spirit integral al Evangheliei poate să trăiască printre arabi. Pentru că el va fi asasinat. Asta se întâmplă până la urmă. Ați dat exemplu unui alt episcop catolic din Libia, care practic se așteaptă și cu clepsidra pe masă la aceeași moarte martirică, pe care și-o asumă. Am fost în călătoriile mele și pe urmele marilor comunități matriciale pentru creștinismul original, pentru paleocreștinism. Am căutat să văd vetrele monahismului în Egipt, să nu ocolesc niciuna dintre reperele acestei geografii sacre orientale. Și ce am constatat este că peste tot, ca o așa în Podoșacanse, practic, aceste comunități sunt pur și simplu expulzate, distruse, puse în situații politico-militare insuportabile și, totodată, prezentate ca țintă a agresivității majorităților musulmane din toate aceste state. Gândiți-vă la istoria Libanului. Când eram la Vatican, ambasador, mă chiar m-am împrietenit cu Iosef Arsenios, extraordinar de drăguț și de cultivat, ambasador libanez, creștin, și care îmi spunea, când erau părinții mei tineri, pașaportul libanez era o chestie absolut onorabilă și de mare cinste. Acum eu nu mai întorc. Când iau soția argentiniană și mă duc în altă parte, nu mai revin. Ieșea la pensie omul. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că în Liban, unde prin Constituție se crease un echilibru foarte subtil, armonios între toate comunitățile, iată, un creștin deja nu se mai simțea acasă, nu mai putea să se simtă acasă. Și acest lucru se declină și se conjugă, dacă vreți, în sute și mii și zeci de mii de drame ale comunităților creștine orientale, care sunt pur și simplu dezrădăcinate și dizolvate, obligate prin imigrație, prin agresiune directă, prin descurajare, prin marginalizare, prin discriminare, obligate să se retragă. Iar faptul că Europa Occidentală, ăsta e de pur adevăr, nu reacționează, nu avem, parcă n-ar fi frați de credință acești arabi creștini, nici nu-i cunoaștem. Au o arborescență, poftim, când auzi episcop caldean. E destul de critică treaba asta și... Dominican. Da, în plus. Deci, nu cunoaștem nici geografia, nici istoria acestor comunități creștine orientale, arabe, mai cu seama, deși ele sunt părinte, ele reprezintă, până la urmă, matricea, loc prin care creștinismul apostolic a început să iradieze în restul lumii, aș spune. Bun. Deci, astăzi e foarte greu, sigur, îl citești pe acest sfânt. Acest om, practic, are proba martiriului în spate, mai mare mărturie decât asta despre credința lui creștină în Hristos, nu putea să dea cineva. Și asta îi face bine bisericii, pentru că, într-adevăr, sângele martirilor e cel care irigă periodic și reanimează, reînsuflețește vocațiile și conștiința creștină din restul lumii. Deci este nimeni nu poate să privească răbdarea martirică a lui Pierre Clavrie ca pe un accident politic. Este un eveniment spiritual și santificator. Deci, bineînțeles că trebuie să privim așa. Însă, am și realismul diplomatului, inevitabil, și mă întreb în ce măsură mai putem asimila această alteritate care se tot distanțează de noi. Pentru că gândiți-vă numai în ce ambianță socială trăiește cineva care zice, dacă cumva își trece la creștinism, ai mei, familia mea mă va lapida. Nu? Mă va ucide. Ce fel de dialog cu asemenea substrat de teroare poate avea loc între noi, secularizați, liberali, postmodern, european, foarte open-minded, și un astfel de om. Există
foarte multe întrebări. De ce tace lumea moderată arabă față de excesele? De ce nu ia atitudine publică față de excesele islamismului fundamentalist? Dacă vor ca restul lumii să nu confunde islamul cu islamismul și să nu-l asimileze cu terorismul printr-o generalizare nedreaptă, de ce nu ies curajos și ei să se afirme, pentru că s-au mai făcut niște tentative de ajornament în lumea musulmană și respectiv arabă, începând cu a doua jumătate a secolului XIX, și tot au existat diverse propuneri pentru ca și religia islamică să se pună cumva la ora contemporaneității. Toate au eșuat. De ce acest eșec repetat? Este o întrebare pertinentă. Și de ce primăvara arabă a eșuat? De ce după ce dictatorii naseriști, socialiști și militariști au căzut sub presiunea străzii, a revoltei populare, nu a reușit decât Tunisia, într-o mică măsură, să pună pe picioare un stat post-totalitar, post-dictatorial, cât de cât funcțional și convingător. Restul, Egiptul, după cum vedem, se reîntoarce o formulă din asta de dictatură a militarilor, care reprezintă acolo adevărata elită funcțională. Până și fabrici de litii, cu care cumpără electoratul foarte sărac, că Egiptul e tot militarii, sunt patronii unui sistem de fabrici de pâine gratuită, cu care electoratul sărac egiptean, că din 70 de milioane, peste 70% trăiește sub pragul sărăciei. Deci, cumplit un furnicar în căutarea hranei de supraviețuire, de păzit alta. Bun. Eu n-aș vrea să... Cred că prin ce am spus, cât de cât am pus niște jaloane ale discuției și încă o dată mă întorc cu respect și cu aproape pietate spre Pierre Clamry, pe care, de fapt, această ediție urmează îl celebrează, îl prezintă drept model în ultima instanță. Și vă invit să citiți cartea și să, într-adevăr, să nu vă repeziți spre concluzii pripite apropo de acești refugiați. E și un război al propagandelor care se ciocnesc. E și un război al diversiunilor. E o perioadă în care social media ne ajută, între ghilimele, să lăsăm rațiunea complet subjugată de emoții, care curg într-o direcție, așa cum vor ele, fără să... Și care, iată, îi influențează în deciziile lor pe liderii principali al statelor europene. Ceea ce pe mine personal mă cam îngrijorează. Vedem că la asta s-a ajuns. Un sondaj, o poză cu mare impact emoțional, sunt suficiente ca să oblige un lider de democrație occidentală puternică să nu mai acționeze conform intereselor raționale ale societății pe care o reprezintă, ci pur și simplu să-și întoarcă cu 180 de grade opinia de la o săptămână atâta. Așa cât sper ca Monica Broșteanu să mai facă traduceri, pentru că alături de Francesca Bătăceanu sunt florile de aur ale filologiei clasice și nu numai, și iată că îmbogățesc limba română în mod firesc, fără niciun fel de efort în aparență. Și pe tot ce au pus mâna ca să semneze, ca traducătoare, au înmulțit plăcerea noastră, conștiința noastră că limba română are, în primul rând, virtuțile și capacitățile de a se adapta, de a cuprinde orice fel de provocare intelectuală. Și pentru asta trebuie să le aplaudăm și pe ele. Pentru că am fost deja invocată în două rânduri, cred, primejdea de moarte la care se expun cei care trec la creștinism, vreau să vă citesc una dintre anecdotele, dintre povestioarele pe care le spune Clavării. O anecdotă.
La noi, prefectul se numește Wali, dacă am reușit să pronunț cât de cât. Când sosesc într-un vilaiat, căci am 8 sau 9 vilaiate în dieceză, iau legătura cu autoritățile locale. E bine ca acestea să știe că există creștini. E mai bine să le contacteze înainte de a se ivi probleme, căci astfel poți recurge la autorități când apar probleme. Ori, cel din tâi Wali la care m-am dus era un om cu totul remarcabil. Acum nu se mai află în Algeria. M-a primit și mi-a spus. Aceasta e anecdota. Of, creștinii, creștinii, vă voi istorisi ceva ce mi s-a întâmplat pe când eram Wali în estul țării. O tânără pereche se creștinează cu oameni tineri. Imediat, plângere din partea imamului și a celor din cartier, cerând ca autoritățile să aplice sancțiuni pentru că nu se poate așa ceva. Directorul pentru chestiuni religioase primește plângerea și o transmite la mine. Citesc textul și îmi spun, ce pot să fac eu? Am să convoc pe toată lumea la mine. Și convoc la cabinet pe imamul moscheii, pe directorul pentru chestiuni religioase, pe cei doi tineri, îi poftesc să șadă și le spun, vă dați seama ce ați făcut? Devenind creștini, vă desprindeți de rădăcinile voastre. Renegați credința părinților voștri și adoptați religia dușmanului. V-ați gândit bine la ce ați făcut? Iar tinerii, foarte liniștiți. Da, sigur, ne-am gândit la toate astea. Dar făcând ce am făcut, nu vrem să renegăm credința părinților noștri și nu am adoptat religia dușmanului. Atunci de ce v-ați creștinat? Am găsit în Iisus chipul lui Dumnezeu și libertatea. Și valiul mi-a povestit mai departe. M-am întors spre imam și spre directorul pentru chestiuni religioase și le-am spus, uitați ce e, dacă oamenii aceștia au devenit creștini, e vina voastră. Ce chip al lui Dumnezeu le-ați împățișat? Duceți-vă acasă și lăsați-l în pace. E o poveste frumoasă și ca ea mai sunt încă 10 în carte, că nu le vine bănică. Înțeleg că ați experimentat întâlnirea cu celălalt foarte diferit. Da, și o să încep cu două povestioare din întâlnirea cu celălalt, pe care l-am avut în Occident în decursul anilor de studiu, că nici nu știu cum se spune exact. Vreau să vă spun că primul a fost destul de reticent. Mic tratat, dacă e tratat ori mare, ori mic, nu prea se poate în acolo, mic tratat despre întâlnire și dialog. Întâlnire, dialog, sunt reticent la două teme în general. Să vorbim despre ecumenism, ecumenismul de cabinet, să vorbim despre biserică și stat. Sunt două subiecte care te blochează de fiecare dată. De îndată ce am intrat în posesia cărții, s-a schimbat totul și vreau să vă spun că am simțit-o epidermic și să vă spun de ce. Deci, aceste două mici povestioare. În 2005-2006 aveam o bursă de cercetare postdoctorală la Universitatea Laval, în Canada. Imensă sală de bucătărie și sală de sejur. Cei care sunteți familiarizați cu spațiul nord-american, fără îndoială, știți despre ce e vorba. Sute de studenți își pregătesc masa, mănâncă împreună, socializează, etc. Cum întotdeauna am fost pe principiu că cine se scoală de dimineață de parte ajunge, eram cam la prima oră în bucătărie, 5-6 dimineața, sunt în timp matinal. Și de fiecare dată mă întâlneam cu un, voi afla mai târziu că e tunisian, micuț, cu papuci albi în picioare, în gelaba, promis mie, îmbrăcat, venea de la rugăciune. Pe vremea aceea eram puțin mai slab, puțin mai brunet și semănam a turc. De fapt, tepe turc, nu știți bine că limba franceză nu e foarte valorizant, dar, în fine, turcii mă luau de turc, albanezi de albanezi. Uneori chiar îmi vorbeau direct în limbile astea. Și după o întâlnire de... Când întâlnim așa de 5, 6, 7 ori, micuțul Mehdi se apropie de mine și îmi spune cafea, asta l-a tras, că făceam cafea la ibrii, ca toți orientați. Cafea, bei, dar la moschee, la rugăciune, nu te văd. Și zic, normal, pentru că beau cafea, sunt din Brăila și turcii au lăsat urme, iar la rugăciune nu vin pentru că sunt creștin și ortodox. Fibra n-a putut să nu rezoneze puțin. Pe ăsta a fost de clicul. Am început să râdem amândoi. După aceea, el și prietenii lui, din păcate, eu nu prea eram susținut de colegii occidentali, pentru că
Nu e vorba doar de uitarea teologiei, ci de pierderea memoriei religioase creștine. Am avut lungi și interminabile discuții, ba în jurul unei fripturi de berbec, ba în jurul prăjiturilor micuțele dulciuri din perioada Ramadanului, etc., etc. Exact cum spunea și Pierre Clavry, de fiecare dată se aprindeau și dialogul se bloca la un aspect. Dumnezeu nu poate avea fiu. Aici se rupea totul. Dar prietenia noastră și dialogul a fost mai puternic decât ceea ce ne despărțea profund și etern. Eu chiar făceam un mic joc cu ei, părinte. Le spuneam, uitați, la judecata de apoi, cred că o să jucăm unii cu alții un soi de poker spiritual, să zicem. Eu bat cartea pe Iisus, dumneavoastră pe Mahomet. Bunul Dumnezeu va ști cine are dreptate, la sfârșit. Când am părăsit Canada, nu știu ce s-a mai întâmplat cu micuțul Mehdi, când am părăsit Canada, ne-am îmbrățișat, am suspinat, chiar ne-a dat și o lacrimă și el mi-a spus ceva care o să țin minte toată viața. Dacă voi, europenii, v-ați cunoaște mai bine bazele credinței, dacă ați fi mai credincioși, și noi, musulmani, am avea o viață mult mai ușoară în Occident. A doua povesteară, rapid. De data asta, în timpul studiilor în Elveția. Nu spun ca să vedeți unde am făcut eu studii, ci pur și simplu sunt locurile în care am avut ocazia să mă întâlnesc cu ei, cu ceilalți, cu alteritate absolută. Pe vremea aceea, ca student, deci, în lipsă de mijloace financiare, eram agent de curățenie. Puteți să-i spuneți gunoier, lucrul ăsta nu mi-e rușine de el. În sediul unei mari multinaționale. Eu aveam în spate un aspirator uriaș, așa cum are aparatul lui Michael Jackson, dezburat. Și eram în echipă cu Dona Maria, o portugheză, în vârstă. Era o sfântă. Avea acel aer al sfințeniei și în priviri și în timpul ea ștergea praful, eu aspiram, eram foarte eficient, ne înțelegeam din priviri. Ea nu vorbea franceză, nu vorbeam portugheză, dar totul mergea perfect. O auzeam cântând, sper că pronunț bine, părinte, în portugheză, Jesu, și aștergea și cânta. Și la un moment dat, îmi vine ideea și zic, Doamna Marie, de ce nu ne rugăm noi împreună într-o sală din asta mai întunecoasă, unde oricum nu e nimeni? Haideți, îmi spun tatăl nostru română, dumneavoastră spuneți-l în portugheză. O fi ceva acolo. Ei, și am avut surpriza, odată, ne ducem într-o sală liberă, întunecoasă, cum era 6-7 seara, un musulman într-un colț se ruga și el. Pentru că echipele erau multinaționale, cum vă spuneam. A fost o experiență foarte interesantă. Vă rog să mă credeți. Revenim la carte. Foarte rapid, foarte, foarte rapid, timpul ne presează. A fost o mare surpriză pentru mine. Să încep cu calitatea extraordinară acestei traduceri. Se vede foarte clar că ați intrat în mintea acestui om, în simțirea lui, în fenomenele pe care le descrie. A fost un adevărat, cum să spun, pasiune culturală. Ați trecut între două lumi extrem de bine și orice om cu capul pe umeri își dă seama de lucrul ăsta. Ce face Pierre Clavry? Vorbește cu cuvinte simple, eficace, deloc alese, naturale, despre ce înseamnă să mărturisești într-o lume care nu este a ta și care nu te acceptă întotdeauna, dar în care tu trebuie să supraviețuiești cu orice preț. Ce mai face Pierre Clavry? E un tratat de întâlnire și dialog. În librăriile românești, nu spun Humanitas, sunt traduse tone de maculatură despre cum să comunici cu celălalt, cum să fii eficient în dialog, cum să fii creativ, inovativ. E Pierre Clavry, dacă stăm și citim această carte cu creionul în mână, spune niște chestii atât de simple și eficiente de comunicare. Nu neapărat religioase. Cum comunicăm pur și simplu? Aș recomanda această carte tuturor managerilor din această țară și nu numai. Și cel mai important și cu asta termin. Și aici mi-a fost foarte de ajutor această carte, pentru că eu credeam că mă înșel eu sau e ceva neregulă. Nu poți dialoga cu celălalt. E o iluzie să crezi că Dumnezeu e unic și ne ia pe toți împreună, musulmani, creștini, evrei. Nu poți dialoga cu celălalt și nu doar în domeniul religios, dacă nu ai
o cunoștință minimă asupra religiei celuilalt. Doi, dacă nu spui din inimă, din ochi, din orice, dacă corpul tău nu spune te iubesc, lucrul ăsta nu se întâmplă. Trei, ce mai spune Pierre Claver pentru mine, și lucrul ăsta iarăși m-a marcat foarte mult, trebuie să fii conștient de diferență. Dacă nu știi că suntem diferiți, dacă nu ai această conștiință a diferenței, totul se prăbușește. Și, foarte important, Pierre Claver mai spune un lucru. Ce am simțit eu printre pagini? Puteți să vă pierdeți credința, dar nu pierdeți memoria acelei credințe. Musulmanii nu au pierdut-o. Lucrul ăsta explică multe lucruri în ziua de astăzi. Iar Pierre Claver aruncă o sticlă în oceanul uitării de acolo unde este acum. Bănesc că foarte sus. Vă mulțumesc foarte mult! Adaug încă un element important la scurta fișă de autor pe care am încercat să-i o fac lui Pierre Claver. Nu doar că a lăsat științele exacte deoparte, dar a început să studieze și a studiat foarte serios araba. Așadar, pentru el a închega un dialog cu celălalt, nu era o vorbă, a încercat să-l cunoască. A studiat așadar foarte serios araba și a ajuns să o vorbească fluent. Cunoștea tradițiile, cunoștea cărțile, cunoștea înțelepciunea arabă. Și încă un citat pe final, care cred că însoțește foarte bine poveștile despre întâlnirea cu celălalt, pe care mi le-a spus Mirel Bănică. A-l nega, a-l îndepărta pe celălalt, înseamnă a te mutila pe tine însuți. Dacă ceea ce am spus la început e cât de cât adevărat, că fiecare are un punct de vedere asupra lucrurilor, un punct de vedere asupra vieții, nu putem compune realitatea decât împreună. Negându-l pe celălalt, anihilez o parte din realitate la care nu mai am acces. Mă mutilez. Și într-adevăr, celălalt trebuie înțeles ceea ce înseamnă trebuie iubit. Și îmi vine în minte cuvintele Papei Ioan Paul al II-lea din Însemnările lui, Mâinile Domnului, poate că cea mai frumoasă carte Humanitas din anul acesta. Spre amurgul vieții vom fi judecați în temeiul iubirii. Să nu uităm. Vă mulțumesc! Pentru aceste prezentări și, într-adevăr, este o istorie de viață și de credință și de mărturie excepțională. E o viață de creștin deschisă lumii mediului direct arab. Din ceea ce ați citat se vede de altfel că modul lui de a vorbi și de a scrie știe să intre în stilistica lumii arabe de a vorbi, de a gândi cu anecdote, cu exemple foarte vii și din imediat. Deci, și mi se pare iarăși valoros faptul că, de fapt, noi nu cunoaștem islamul decât printr-o suită de clișee și e bine să avem niște experiențe directe, niște istorii de viață. Asta este extraordinar. Totuși, îmi permit o mică observație, și anume am impresia că se acumulează mărturii și imagini ale islamului exclusiv tradiționalist, agresiv, care elimină creștinii din mijlocul lui și invadează Europa. Riscăm poate să acumulăm o imagine destul de falsă. Sunt absolut de acord cu Tudor Baconski că suntem în așteptarea unui islam moderat care să reacționeze împotriva violențelor.
Dar totuși nu putem să tot aducem în fața ochilor numai exemple de islam care ucide. El există în fața noastră, dar nu este toată lumea musulmană. Îmi permit mereu să vorbesc despre Liban, despre Andrei Scrima, care n-a fost numai în cabinet, a fost în teren zeci de ani în islam și care a făcut parte dintr-o întâlnire de la egal la egal cu lumea musulmană, cu acele cursuri de studii islamo-creștine universitare, în care islamul nu era un islam din ăsta tradiționalist, agresiv, dimpotrivă. Și din poziția omului care trăia în Liban, el se socotea și vorbea în spațiu public de comunitatea maronită de creștini, care era modernă, dar care ținea în linia a doua pe musulmani. Și el atrăgea atenția asupra acestor lucruri. Deci, asta este singura observație pe care o face. N-aș vrea să acumulăm... Cartea este orice, dar nu o carte care să vorbească despre musulmani ca fiind cel rău, cel agresiv, etc. Dimpotrivă, este o minunată pledoaie pentru frumusețea religiei de o parte, de cealaltă. Da, e adevărat, sigur. Și cred că... Ce-am observat eu la creștinii pe care i-am cunoscut, toți veneau la aceeași biserică, greci, italieni, filipinezi, curzi, copți, de toate, veneau la aceeași biserică. Și de, cum spune și Clavrică, la un moment dat, copții au fost foarte uimiți să vadă că mai există alți creștini decât copții. Am observat că probabil și preoților, ca să-i ferească de contaminarea cu islamul, că e mai greu drumul să-i catehizezi bine ca să-i înrădăcinezi credințe, mai ușor să-i faci să-i urască pe înalți ca să nu se amestece cu ei. Aveau acest dispreț față de musulmani, mai ales la copți am observat. Și Claveri totuși are o formație occidentală, postconciliară, e foarte, foarte important acest lucru. Și dacă și cei de la Bagdad, de exemplu, dominicanii, aveau 12 ani de studii în Franța, că ei țineau de provincia de Paris. Acel episcop caldean ține de provincia de Paris, ca dominicanilor. Dar avea aceeași deschidere ca și Clavri, însă cei care au de acolo, nu. Mai ales era problema fetelor. Nu știu de ce la musulmani se nasc mai mulți băieți și la creștini mai multe fete. Nu știu de ce. Zice că națiile războinice au băieți. Și atunci problema era că fetele astea n-aveau cu cine să se mărite, se rugau săracele să-și găsească un soț creștin, dar nu mai puteau. N-aveau cu cine să se mărite, până la urmă se amorezau de câte un muslim și se măritau cu el. Erau pierdute pentru biserică, pentru că chiar dacă el o lăsa pe ea la biserică, dacă era mai bun, copiii toți erau musulmani. N-avea nicio șansă să fie vreo unul altfel. Deci, asta era. Doamna Roșa, aș vrea că m-am simțit un pic vizat de ce spunea Anca Manulescu. Încă o dată, toți avem exemple frumoase în cap. Și eu am fost prieten cu adevărat cu, de pildă, tot la Vatican, cu ambasadorul marocan, Abdelwahab Mahamri, care era un universitar format în Franța, un om de mare finețe, care m-a invitat și cu familia mea când s-a terminat Ramadanul să... Deci, un creștin, n-a avut... Și, bineînțeles, când vezi un astfel de om, o încântare, au avut chiar și discuții, nu dispute teologice. Și omul, într-adevăr, era din elita asta francofonă și formată în Franța, care este complet salvată, chiar și pentru democrație. Dar noi vedem statistic, Anca, totuși, ce se întâmplă. Deci o cultură a violenței, totuși, când vezi aceste filmulețe... Bun, sunt de acord că nu poți să faci un amalgam, să prezinți un islam compact, pentru că el nu e așa și dincolo de clivajul sunniți șiiți, are o multitudine de direcții, școli spirituale, tradiții locale, dar în același timp
în bătrânul și hipercivilizatul Iran am fost cu ani în urmă și ce mi s-a povestit în două zile acolo, apropo de ce pățesc recalcitranții în raport cu poliția morală șiită, că pur și simplu tinerii sunt biciuiți dacă sunt surprinși la o petrecere împreună, cum am spus în un party, absolut inocent. Sau mi s-a spus directoarea de la Muzeul Covorului din Teheran a avut curajul să vă întindă mâna. Nici nu vă imaginați cât riscă și ce mesaj politic, ce declarație reprezintă acest rol. Deci, să rămânem creștinește pe o medie și să vedem și statisticile și realitatea, să refuzăm manipulările, dacă se poate, să nu ne lăsăm instrumentalizați de lumea politică, dar în același timp, scuze, degeaba mi se contrapune exemplul luptelor creștine fratricide întreținute de aripa teroristă a IRA, de pildă. Păi, dar voi nu v-ați... E un caz aproape singular în istoria postbelică a Occidentului creștin, euroamerican. Unde în altă parte? În schimb, dacă facem bilanțul violențelor din lumea islamică sau contra lumii europene, și nu doar, avem și 11 septembrie și lumii americane, constatăm că islamul câștigă la toate categoriile. Și e un câștig dubios și pe care ai dreptul să-l respingi. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș spune câteva cuvinte mai întâi să vă mulțumesc pentru efortul de a traduce atât de și de inspirat, să zic așa, pentru momentul actual. Dar actualitatea credinței noastre ține de actualizarea și cuvântul viu al Evangheliei. Fiecare generație este chemată să trăiască cuvântul Evangheliei. Și aici foarte frumos a spus că noi am uitat sau am tăcut suficient de mult timp, astfel încât acum, spre deosebire de, știu eu, călugării din veacul al X-lea care mergeau în nordul Europei să evangelizeze pe vikingi, să zic, sălbatici de atunci, și care nu neapărat căutau martiriu, dar nu se fereau de el, astăzi, ceea ce s-ar putea numi, nu? Un fel de sălbatici, așa sunt ei zugrăviți în mass media și cum îi vedem, ei vin peste noi ca un fel de anunțare a unei noi misiuni. Și ei caută Germania, care, deci, Doamne, are experiență cu toleranța, poate, în anumite perioade, știu eu, o toleranță interesată, dacă vreți, a Friedrich al II-lea al Prusiei, care îi preia pe anumiți francezi meșteșugari și îi asimilează. Și cred că o caută, poate o caută, știu eu, ca poții lui Alaric, nu se opresc la Constantinopol sau Constantinopolitanii sunt cei care îi îndrumă înspre cealaltă Romă, adevărata Romă, unde ar fi bogățiile și așa mai departe. Deci, pare că o anumită etapă din istorie se rescrie în condițiile actuale. Și sigur că suntem chemați de această carte pe care doar ne-ați prezentat-o, eu n-am citit-o, o să o fac. Suntem chemați probabil să reînvățăm iubirea, care e o formă de, e o altă formă a toleranței. Nu e toleranță, iubirea nu este toleranță, este mult dincolo de ea. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Dacă nu mai sunt alte intervenții, să ascultăm ce spune Pierre Claverie citindu-l mai departe. Eu m-am străduit să fiu
vocea lui, destul de emoționată. Dar sper să vă bucurați de carte. Sigur. Un lucru, aș vrea să spune, că a fost translată ziua, trebuia să fie pe 22, și s-a mutat pe astăzi. Am fost foarte fericită, pentru că este ziua Sfântului Matei în calendarul nostru. Și chiar astăzi am fost foarte atentă la Evanghelia care s-a citit, că după ce Iisus s-a dus la fisc după Matei, deci, locul cel mai rău famat, unde sunt toți așa, cel mai urât de evrei normal. Pe urmă a fost la masă la Matei și ce se spune? Pe când stăteau la masă, au venit tot felul de vame și de păcătoși să stea și ei la masă acolo. Nu spune că i-a invitat Matei. Au venit. Așa vin și acum, peste noi. Au venit. Și noi trebuie să facem ce a făcut Iisus. N-a zis, ăștia sunt urâți, hai să plecăm de aici. Ce a zis? Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci bolnavi. Iar un prieten de-al nostru, pastor baptist, zice, uite, domnule, ce șansă au nemții ăia, că nu mai trebuie să cheltuiască bani să se ducă să evanghelizeze, că până ei l-ai... Așa că depinde cum te uiți la fiecare lucru și ce... Dumnezeu are niște planuri și cu asta și trebuie să avem încredere. În primul rând, în El trebuie să avem încredere și apoi în orice aproape al nostru, pentru că dacă îi dăm încredere, îl facem om și îl ajutăm să crească. Asta e mesajul, unul din mesajele centrale ale cărții. Mulțumesc!